Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Mafia 2. Direct se închide imaginea. Holy shit, ce se întâmplă? Da, bine v-am regăsit la un episod de Mafia 2. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Vă vine mașină lângă noi. What you selling, Mac? You buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fork over 10 cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. Hey, look, pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf. And it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and... Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking dago door-to-door salesman hocking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Okay, boys. I think it's time for a fire sale. Shit. Joe. Oh, fuck. Opa. What do you say now, Porky? What do I gotta say? That's what I gotta say. Come on, hop in that car and let's go. Alright, let's get one of these fucks and teach him a lesson. Trebuie să-i găsim pe ea. Step on it, Vito, he's getting away. I got it floored, Joe, this thing won't go any faster. Hai să-i prindem. Bă, dau viteză, mă. O mașină de aia de viteză, nu-i corect. Stai să-i prindem, dar nu cred că o să putem. Dăm mission fail dacă nu putem? Ce viteză prinde porcii ăsta? Dacă pot să-l păstrez, o să-l păstrez după misiune. Aoleu, 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 aoleu. Frame drop-uri. Nu-i de bine. Frame drop-urile, dracu. Da, l-am pierdut pe ăla. Ah, shit, no. Shit, we should check in with Eddie. Stop at the nearest phone booth and call. L-am pierdut. Find the phone and call Eddie. Hai să sunăm pe Eddie. Cât să funai, cât să fă, se mai întâmplă și de astea. Bă, nu stai, mă, stai, nu vă băgați mine, mă, că asta e mașină de lux. Și inframează jocul. Ah, salut. Poliția lângă mine. Na, bun, să deja un pic. Aș dori să nu bușesc mașina. Aș dori. Deci unde putem găsi un telefon? Ziceți-mi și mie unde putem găsi un telefon. Ai, du-te, dracu! Mai și clar... Oh, când mă dau jos la tine, te împușc în cap. Ar trebui să-ți cer scuze, du-te. E un telefon. Aha, e ok. Nu contează. Hai să ne uităm după un telefon. Nu, nu văd niciun telefon, pace. Ăla-i telefon, cumva? Ce mă asta? Mi s-a părut că la loc de ce scrie acolo erau niște butoane și am găsut că e telefon, lol. Cred că am văzut un telefon. Cred că l-am văzut. Și nu e un telefon. Ce e asta? Ce mai e? Este așa. Buy here. E de aia de cumpărat. Uite-mă! Ia stai așa. Ah, aia e o ușă, nu e niciun telefon. Se pare că am vedenii la cât de caldă mi-e, lol. Și noi am găsit și noi un telefon, ia stai așa un pic. Absolut niciun telefon pe mapă, trebuie să-l găsim noi. Logic. Bine că mă bag într-un stâlp, pe loc să se dărâme stâlpul, intru cu mașina mea distructată, nu? Așa se întâmplă mai nou. Ia stați așa. Bă, du-te dracu, niciun telefon, mă? Aș ba joc de mine? Ia stai așa. Un telefon vreau. Unu. Bine, eu acum mă învârt în cer, n-am cum să găsesc niciun telefon, dracu.
Merem mai încoa. Nil, mă, ia uite-l, mă, telefonul. Hai, mă, oprim în mijlocul să zic că... Dă-te jos, mă. Dă-te de aici. Aha. Aha, dai mine? Se că l-a văzut poliția. L-a văzut poliția, repede, ajutați. Ajutați-mă, ajutați-mă că fură. Ajutați-mă că mă bate. Dacă dau în el... Așa, mersi. Use... Gata, mă, hai să-l sunăm pe Eddie. You have 390, make a call, Eddie Scarpa, da. Sper să nu-mi ia. Vito, listen, we got a problem. We were moving the smokes and then these greases came out of nowhere and set the fucking truck on fire. What? You fucking kidding me? You couldn't handle a bunch of grease balls? What the fuck happened? Look, look, Eddie, hey, listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money. I paid $2,000 for that truck and I want it back. Lucky for you two retards, I got Derek's guy Steve here with me. We were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. You know it? Okay. Crazy Horse. Yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though. So it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure. Don't worry. We'll take care of it. Aici unde trebuie să mergem? Opa. Acolo. Alright, we gotta meet Steve in front of the Crazy Horse. Good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. Da. De ce suntem, fraților? Bă, am văzut că vă place destul de mult seria aceasta de mafie, așa că o să continui până să termin jocul. Bine, nu nici dacă nu apreciați, tot o continuăm. Deoarece, sincer, pe acest canal veți vedea multe finaluri de jocuri, dar mă enervează că uitați cât de greu merge. Ia să-ți dau totul pe minim. Tot pe minim. Tot. Așa, ca să meargă bine, că mi-e foarte încălzit calculatorul și nu vreau să-l strec, deci... Yep. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of him. I'm with you. What's Steve doing working for Eddie? Bine, adevărul e că am pierdut destul de mulți bani, pentru că din chestia aia puteam să scoatem la bani. Hai să ajungem acolo. Cât de repede putem noi? Că nu vreau să mai bușez mașina asta, că e destul de șmacheră. De șmacheră. Oh, da, uite ce repede am ajuns. Easy. Slow the fuck down before you get pulled over. Hey, go take a nap or something. Ah, uite că am luat-o. Ah, băgăm așa cu spatele. Perfect. Hey guys. Buddy? What are you doing here? Hey Joe, I'm going with you on this one. Steve, need help. Come along. Steve, isn't this kid's gotta learn sometime. Okay, why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is where they usually meet, so we'll start here. Then head over to the foundry to finish the job. And why'd you volunteer to help us? Those bastards trashed my cousin's car. They robbed him and knocked out three of his teeth. Yeah, those fucking assholes. They make problems all over the city. What'd you Shut up, day? Kid. I'm talking here. So like the Bible says, an eye for an eye, tooth for a tooth. And well, we'll just start with this joint. So what's the plan? First, we're gonna trash this place. Easy. How are we gonna do that? With this. Go ahead, boys. Hey, come on, guys. Now you can either help us or stay out of our way. Let's go teach these fuckers a lesson. What the fuck was that? Easy. That's fucking beautiful! Easy. Easy.
Let's leave him a little present. V, Marty, I got some Molotov cocktails in the trunk. Go get them and throw them in. My pleasure, Steve. No, it's Talena. What? What are you waiting for? Grab the bottle and chuck it in. It ain't that hard. Easy. That'll teach him. Why? All right. Now we go to the foundry. Get in, boys. We'll meet you two at the main gate. See you there. As a... Delta Radio. E-D-L-G. Deci unde trebuie să mergem? Ah, uite, ne-am pus și de la prima pe. Așa vin după noi. Perfect. Ce, mă? Ce viteză au, mă, ăștia? Ah, ok. Ok. S-au teleportat, aparent, ăștia. Ah, ăștia s-au teleportat, asta place. How'd you get in here? Rip. Follow the fucking yellow brick road. Next. Ha, nice one. You fuckers are dead. Joe, watch out! Thanks, kid. Shit, they got guns! Let them have it! Cover me! Bă, salut! Sper că v-a plăcut acest episod, bă, fraților! Nu ezitați să mai lăsați și pe comentarii și să dați un subscribe. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!